Salut, prieteni! Știm cât de tare vă plac videourile cu animale. Un nou episod cu întâmplări incredibile este gata. Vă așteaptă bătălii, salvări și pur și simplu momente captivante. Așa că puneți un like și să începem! Urmează un atac frumos al unei leoaice care a dat buzna într-un grup de babuini, în viteză maximă. A prins o maimuță din săritură fix din copac, dar nu a reușit să se ascundă. Trebuia să fugă la timp. Iar acest hoț a fost prins chiar în garaj. Câinele chiar se simțea vinovat, căci toată mâncarea a fost îndată scuipată pe jos. O familie de struți și-a făcut un cuib cu ouă chiar în mijlocul savanei. Asta a fost o greșeală mare. În jur sunt o mulțime de prădători care vor încerca să fure urmașii neeclozați. De îndată ce păsările au mers în căutarea hrănii, de ouă s-a interesat o maimuță vicleană. Struțul a observat asta, dar maimuța obraznică ia oul și începe să fugă cu el. N-a reușit însă să plece prea departe. Oul greu i-a căzut din brațe. Pasărea gigantică s-a apropiat și a fost nevoit să scape, fugind. Viitorul urmaș apoi a fost întors în cuib. Vacile salvează de la foame multe animale, mai ales când au prea mult lapte. Iar aici e totul diferit. Câinele a decis să hrănească un vițel. Prima dată văd așa imagini. Elefantul ăsta sălbatic e foarte deștept, el nu vrea să se obosească, rătăcind prin junglă în căutarea frunzelor. Îi este mai simplu să oprească camioanele care vin în întâmpinarea lui și să fure trestie de zahăr. Puteți vedea că unii șoferi singuri se opresc, oferindu-i gustarea mult dorită. Alții sunt nevoiți să iasă pe cealaltă bandă ca să evite atacul animalului gigantic. Nu e clar ce vrea acest măgar de la Camila, dar ei evident nu-i place comportamentul lui. Un fotograf brazilian trecea pe lângă un râu. Observând un aligator la mal, decide să-l filmeze din apropiere. Așa indivizi de mărimi nu prea mari se ascunde odată, evitând pericolul. Dar acesta s-a dovedit a fi foarte agresiv. El se repezește spre cameră cu gura larg deschisă. Omul a reușit să sară înapoi la timp, dar cadrul a ieșit fenomenal. În timpul unui vânt puternic, pe acest câmp de porumb nu se aude nimic. Bărbatul a reușit să se apropie de un coyot care dormea, din spate, fără a fi observat. Omul a atins cu o frunză. Animalul speriat a fugit în panică adevărată. Iată încă câteva momente, pe care le voi lăsa fără comentarii. Acest leopard are niște ambiții enorme, vrea să muște mai mult decât ar putea înghiți. A încercat să atace un hipopotam nou-născut. În imaginile dramatice se vede cum familia de hipopotam este urmărită de prădătorul cu pete și încearcă să muște micuțul de membrele din spate. Pisica neatentă nu atrage atenția că doar la câțiva metri stă mama lui, care sigur nu-i va permite să-i rănească puiul. În curând leopardul s-a liniștit și a înțeles că nu are nicio șansă. Să găsească hoțul unui pachet de mâncare de câini, oamenii au reușit privind înregistrările de pe camerele de supraveghere. Cred că n-are sens să sune la poliție. Iar acest patruped a fost așteptat de proprietarul magazinului cu camera deja pornită. Se pare că e un oaspete bine cunoscut. Amuzant e cât de atent și încet ia mâncarea, iar apoi cât de vesel sare alergând pe stradă.
Mișcarea a fost oprită de poliție, fiindcă sub automobil s-a băgat o căprioară. Oamenii au fost nevoiți să ridice mașina pentru ca animalul să se elibereze. Salvarea a trecut cu succes, iar căprioara a avut câteva traume mici. Gâsca a decis să-i se alăture vițelului. Se pare că și ea e fan de lapte proaspăt de vacă. Urmează un moment super interesant și pun pariu că veți fi uimiți cu ce se va termina. Leoaica s-a furișat încet și a atacat o zebră mare. A reușit să doboare prada la pământ, dar în ajutorul dungatei a venit un bivol. Prădătoarea s-a speriat și a fugit într-o parte. Bivolul însă s-a năpustit asupra bietei zebre cu coarnele sale. Probabil că în așa mod straniu și violent a vrut să o ridice. Până la urmă, zebra s-a ridicat și șchiopătând a început să fugă. Dar Leoaica n-are de gând să-și lase prada. Fugind 100 de metri, zebra a fost atacată din nou. Acum, sigur, nu mai are șanse de salvare. Cineva a filmat un șoarece care alerga, căutând ceva într-un morman de frunză căzută. Așa s-a învârtit pe acolo vreo 3 minute, apoi alerga sub gard. În curând, cel care filma a înțeles care-i treaba. Ea își căuta puiul pierdut. Omul decide să ajute și îl duce mai aproape de mamă. Fericită, ea îl duce în noua lui casă. Un piton domestic a fost observat în Mexic, într-un copac, în timp ce înghițea niște carne proaspătă. Șarpele s-a strâns în jurul copacului cu puiul în fălcile sale. Un bărbat a anunțat că șarpele este un animal de companie, care îi aparține prietenului său. El deseori îl duce afară pentru a-i oferi posibilitatea să simtă habitatul său natural. Pescuitul în Brazilia nu a mers după plan, când oamenii au prins o capibara. Nu am idee cum bietul animăluț s-a prins cu urechea de cârlig, dar strigătele erau foarte jalnice. Pescarii se temeau să o ia în brațe. Capibara are niște dinți mari și poate mușca destul de puternic. În sfârșit, ridicând animalul de coadă, a fost posibil să le libereze de cârlig. Un locuitor al Los Angelesului a observat un râs sălbatic blocat într-un gard de sârmă. A încercat să-l salveze cu ajutorul unui băț și apoi pisica a alergat rapid de acolo. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!